Bună ziua, sunt Zidana. Astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Eu am făcut morcov corean cu ciuperci prăjite. Uitați, aici arată, se vede foarte bine ciuperca. Este în condiție de casă, nu are chimicate, numai morcov, deci are usturoi, ciuperci, ceapă prăjită și ingredientele necesare. Este foarte gustoasă, nu ți-a mult timp, câteva secunde, câteva minute, depinde cât de repede sunteți voi. Am tot video, cu voi a fost Zidana. Vă păstrați la frigider, poate să păstreți până la 7 zile. Deci eu revin la rețeta dată. Eu am nevoie de 1 kg de morcov, am așa 1 kg de morcov sănătos, o ceapă mare, 5-6 căței de usturoi, 200 de grame de ciuperci tăiate, zahăr, sare, piper negru, ulei pentru a prăji ceapa și ciupercile și am aici ingrediente sau specii pentru morcov corean. Așa, eu am aici o răzătoare care trebuie să dau mai întâi tot morcovul meu prin răzătoare. Așa, deci eu am dat prin răzătoare tot morcovul meu. Este foarte galben, oranj, are o culoare așa, fiindcă este natural, este bun. Așa, lăsăm deoparte, tăiem ceapă mărunt și o prăjim foarte bine în puțin ulei. Așa. Deci adaug ceapa mea la prăjit și aștept să prăjească până se face o culoare aurie. Așa. Ceapa mea a început să prăjească bine. Dacă iubiți mai mășcată, adăugați, tăieți-o mai mășcățică puțin, dar eu iubesc așa în mediu. Așteptăm să prăjească. Ceapa mea s-a prăjit foarte bine și deci are o culoare aurie frumoasă. O dăm deoparte și tot în această tigaie, o tava, prăjim ciupercile noastre. Eu scot ceapa mea și o pun pe o farfurie și o pun deoparte. Așa. Deci am scos ceapa, tot în tava mea adaug ciupercile foarte bine și le prăjesc foarte bine cu puțin ulei. Aștept să prăjească ciupercile mele. Asta e ceapa. Așa. Cât prăjesc ciupercile mele, eu adaug peste morcov ceapa mea toată, adaug 2 linguri de oțet, oțet care aveți, numai nu este esență, dar oțet, și așteptăm să prăjesc ciupercile noastre. Ciupercile mele sunt gata, au prins o culoare foarte frumoasă. Ia uitați-vă, da? Deci o culoare maro închisă. Eu le-am prăjit la foc tare și le adaug peste morcovul meu. Da. Așa. Peste morcov și ceapă. Miroase foarte bine și amestecăm foarte bine. Până când tavaua noastră nu o spălăm. Așa. Arată perfect. Așa. Adăugăm o linguriță de speții pentru morcov corean. Aici, deci, între piper negru, piper negru, piper alb. Așa, deci o linguriță bună, da? Usturoi uscat, coriandru. Așa, ui, și miroase bine. Adăugăm 2 lingurițe de zahăr. Nu mult, 2 lingurițe.
așa. Iam aici două lingurițe micuți, că e decis numai un kilogram de morcov. Și adaug sare după gust. Deci cât de sărat iubiți voi. Adaug puțin piper roșu, mășcat sau boia. Așa. Mai adaug câteva boabe de piper negru. Și deci a rămas usturoiul. Așa. Punem tot deoparte, amestecăm bine. Deja miroase bine. Așa. Și devin la usturoi. Eu am arunțit căței de usturoi. Îi pun la mijloc. Am dat drumul la tigaie. Am pus 2-3 linguri de ulei. Îl înferbind foarte, foarte bine. Și deci fierbinte îl torn aici peste usturoi. Așa. Așa, deja este gata. Foarte fierbinte îl torn peste usturoi. Acesta este secretul cu mirosului. Uitați-vă cât de bine îl arată aici înăuntru. Apoi amestec tot ingredientele cu spacula mea. Așa. Deci torn peste usturoiul meu. Așa. Deci amestec foarte, foarte bine aici tot ingredientele mele. Eu am amestecat toate legumele mele cu mânușă. Așa. Lăsăm să răcească. Foarte gustos. Uitați-vă cât de bine arată, da? Dacă vrem, putem să-i punem câteva frunzuți de pătrunjel. Se acompaniază cu carne, cu pește, chiar și așa. Perfect arată și miroase foarte, foarte bine. Lăsăm să răcească, deci. Acesta a fost tot secretul meu. Deci acesta este rezultatul meu. Arată foarte frumos. Este foarte gustos. Are ciuperci, usturoi, ceapă. Deci este nemaipomenit de gustos. Îl punem la frigider, deci se păstrează 7-8 zile. Este o salată. Deci acesta este rezultatul meu. Arată foarte bine. Are ciuperci, usturoi, are ceapă, un miros nemaipomenit de gustos, de frumos. Mi s-a umplut gura de apă. Deci o acompaniem cu cărniță, deci cu pește, cu ce avem noi, chiar și cu legume. O lăsăm la frigider. Poate stai și 5-6 zile. Deci este perfect de gustos. Este în condiții de casă, fără chimicate. Poftă bună!